Bine v-am găsit la Intru Football, Ciprian Stoica aici cu voi încă o dată. Am ajuns la 50.000 de abonați în doar 7 luni de zile. Este ceva incredibil și este un sentiment incredibil pe care l-am. Vreau să vă mulțumesc vouă comunității Intru Football pentru că m-ați sprijinit de-a lungul timpului și vreau să vă mulțumesc că mi-ați lăsat atâtea mesaje și mă bucur că v-am răspuns la toate pentru că am început să vă cunosc din ce în ce mai bine și mă bucură faptul ăsta. Așadar, m-am gândit să vă arăt exact ce am făcut eu la DigiSport în momentul în care am ajuns acolo. Vreau să vă mulțumesc vouă în primul rând pentru că datorită vouă am ajuns la suma aceasta de 50.000 de abonați. Încerc pe zi ce trece să vă dau cele mai importante informații, să beneficiați în fiecare zi de câte un sfat din partea mea, că este pe Facebook, că este pe Instagram, că este pe YouTube, pe platforma principală pe care vreau eu să mă adresez. Vreau să-i mulțumesc lui Viorel pentru că m-a invitat la emisiunea lui. Acum o să vedeți și voi câteva fragmente din emisiunea de la DigiSport. Le mulțumesc pe această cale și celor de la DigiSport. Vă propunem în măsura în care se poate și subiecte inedite, iar astăzi l-am adus alături de noi pe Ciprian Stoica. Prieten, Ciprian Stoica, un fost fotbalist în ligile inferioare, dar nu aceasta este știrea, ci ceea ce face invitatul meu în timpul liber, pentru că lucrează în IT în timpul zilei, iar în programul pe care îl are după serviciu a lansat un proiect inedit pe internet, din care tinerii fotbaliști pot să învețe cum să tragă la poartă, cum să centreze, cum să șuteze. Cu alte cuvinte, puteți ajunge fotbaliști urmărind canalul de YouTube pe care îl are Ciprian Stoica și evident că o să ne dea și detalii și o să vedem și imagini de la ceea ce face Ciprian. Da, și pe cei mai puțin talentați să se uite la canalul tău să învețe cum se lăvește mingea. Să bată FCSB-ul. Bine, n-am ce să-l învăț pe Budescu, că Budescu are asta în mod natural, dar sunt, am rămas surprins, plăcut de meciul de aseară, că Astra mi se pare că a controlat jocul, cum a spus și Edi. Deci, cred că în mare parte asta a putea să decidă jocul chiar din prima repriză, doar că nu s-a nimeni. Deci a deschis FCSB-ul, da. Ce vreau să te aduc, dacă tot te adresezi tinerilor pe internet, pe YouTube, învățându-i să lovească în mod corect mingea și dacă ar fi să corelăm cu execuțiile lui Budescu, care și din nou la rampă, cum crezi că stă treaba? Adică e cel mai delicat lucru pentru un profesor ca să aibă astfel de execuții în fața elevilor și aceștia să și le însușească? Din punctul meu de vedere, sunt două categorii de jucători. Adică jucătorii care sunt născuți cu tehnica de lovire, cum este Budescu, care nu trebuie să lucreze pentru că asta face el nativ. Are tehnică nativă, nu trebuie să lucreze. Dar sunt anumiți jucători care poate au alte calități native. Poate viteza, poate forța, alte calități în afară de tehnică nativă. Și atunci trebuie să intervină munca. În momentul în care faci un anumit procedeu corect. El pare în continuare și plinus, mă uit. Asta mă uitam acum, chiar are puțin burtică. Da, adică chiar joacă exact dintr-o... Adică sare chiar în evidență dacă ne-am uitat amândoi la aceeași scenă. Te rog, continui. Da, dar lovirea nu se pierde, indiferent că ai burtă sau nu ai burtă. Dar nu pierzi cumva din forță? Nu știu, te întreb. Normal că forma sportivă o să fie afectată. Nu, mă refer, dar și lovirea, că mai vorbeau foști mari fotbaliști care erau specialiști în lovituri, de exemplu Pancu spunea că calitatea loviturii vine din forța din abdomen, de fapt. De acolo trebuie să fii foarte în formă ca să lovești bine, să dai la poartă bine. Aici eu nu pasă aceasta e... Despre asta vorbim. Nu? Da, prima atingere a lui e incredibilă. Dar ce spuneai tu de lovituri libere? Nu sunt în totalitate de acord cu asta, pentru că dacă îți formezi, iarăși, un automatism, să lovești de foarte multe ori, să te înveți să lovești mingea corect și cum trebuie, la un moment dat o să faci asta natural, cum îi vine lui Budescu. Vă spuneam că Ciprian Stoica a lansat în urmă cu... 8 luni de zile. Cu 8 luni de zile un interesant proiect pe internet, predă lecții celor care vor să ajungă fotbaliști și care n-au timp să ajungă la teren, stau cu tableta în mână, cu telefonul, stau în fotoliu, sper să nu stea și cu berea în față, că altfel degeaba îți bați capul. Bine, eu prefer să... Și o să vedem imagini de la acest proiect care este pe internet sub numele Improved Football. Improved Football. Da.
Un mare canalul acesta de YouTube a plecat pentru că eu mi-am dorit să învăț copiii din România niște lucruri pe care eu le-aș fi vrut să învăț, să le am atunci când eram junior. Uh-huh. Adică, poate aveam calitatea doar de viteză și de anduranță, dar cu mingea poate sărea mingea din mine ca din gard. Și atunci am zis, ok, ce trebuie făcut ca copiii din ziua de astăzi să poată să-și îmbunătățească calitățile singuri, să nu găsească scuze. Și de acolo poți foarte ușor să faci antrenamente singur, să-ți dezvolți abilitățile singur, atâta timp cât muncești. Așa. Deci cheia e tot muncă, nu scap de muncă. Asta e și sloganul meu, exersează, atâta timp cât ai informațiile corecte, știi ce trebuie să faci și exersezi un număr potrivit de ore, atunci ai putea să ajungi mult mai bun. Bineînțeles, sunt mai multe lucruri de care trebuie să ții cont, de la pregătirea fizică, tehnică și mentală. Dar mai în față, că oricum n-auzim ce spune omul aici, să vedem la treabă. Ca de la zero abonați, da. Logic. Da, da. Și, normal, trebuie să pleci. Da. Și la cât ai ajuns acum, după 8 luni? Acum, azi dimineață, am aproape 50.000 de abonați. 48.600 sau ceva de genul acesta. La canalul meu, ce e cel mai important este că nu trebuie să fii într-o zonă anume ca să ai parte de un antrenament plătit sau de ceva. Poți să intri oricând, orice copil are acces acum la internet, de oriunde, poate să intre pe telefon. Bun, nu știu să dau la poartă, nu știu să bat o lovitură liberă, nu știu să dau cu exteriorul, nu știu cum să mă motivez la fotbal, cum să scap de o frică la fotbal, pentru că eu aveam o frică la fotbal, de exemplu, când venea mingea pe diagonală, s-o preiau. Mi-era frică de preluare, să nu râdă colegii de mine, să nu râdă anumiti jucători, să nu râdă antrenorii și unii, da, sunt foarte... Deci dacă te uiți, eu am un video cum să scap de frică la fotbal, dacă te uiți la comentariile copiilor, sunt peste 2000 de comentarii, care fiecare copil are câte o frică și rămâi pur și simplu mască, cât de multe frici au copiii. Da. Hai să întrebăm pe fotbalistul Edi Stăncioiu. Să zicem că vrei să te apuci de fotbal, da? Și ai parte de o astfel de demonstrație, dar ea e făcută cumva din fața televizorului sau tabletei sau telefonului sau laptopului. Te ajută? Adică mie orice mi se pare... te ajută, în principiu orice te ajută. În orice principiu. Informație, în orice principiu. Informație, da. Dar atâta timp când nu mergi pe teren și nu ții cont de ceea ce ai învățat online, ca de exemplu de față, atâta timp când nu pui în practică, atâta timp când nu ai și un coleg lângă tine, în speță încă 10, da. Sau ca și copil încă 3-4, depinde de că-ți mai ești și mini-fotbal, nu la copii, nu știu cât de mult te ajută doar să te duci la televizor, de fapt, asta sigur te ajută. Dar dacă pui cu asta am și început el, că de asta trebuie să exersezi. Fără exercițiu, degeaba te uiți, că îl văd, da, o conduce foarte bine. Lovește foarte bine, dar trebuie să o fac eu, nu trebuie să o fac el. Cum crezi că se raportează la ce faci tu urmăritorii tăi? Adică în momentul în care tu le arăți și postezi pe YouTube, ce crezi că fac ei? Ok, îndemnul meu a fost mereu, uită-te, exersează. Pentru că, de exemplu, spui că vrei să ai un stil de viață sănătos. Dar tu dimineața mănânci sănătos, mănânci un mic dejun sănătos, dar la prânz și seara mănânci numai prostii. Nu ai cum să devii mai bun doar dacă te uiți. Trebuie să și faci, cum a zis și Edi, foarte bine. Trebuie să și exersezi lucrul acela. Și iarăși, nu trebuie să exersezi o dată, trebuie să exersezi să devii constant, până devine un automatism pentru tine. Pentru că dacă te uiți la Cristiano Ronaldo, el în momentul în care driblează, el nu se mai uită la minge. El se uită la picioarele adversarului. În momentul în care tu poți să faci lucrul acesta, bine, el poate să facă lucrul acesta datorită faptului că a muncit foarte mult și deja dribbling-ul sau conducerea mingii a intrat în automatism pentru el. Dar nu e și talentul ăsta, scuză-mă, nu e vorba și de talent, că așa eu refuz să cred că dacă mă apuc acum să studiez, ajung ca Ronaldo. Dacă nu ai talentul în tine, cred că, nu știu, Edi, cum e?
Am încercat și o să joc fotbal, am fost când eram mic, dar nu aveam talent. Ține foarte mult de talent, dar din punctul meu de vedere ține mai mult de exercițiu. Deci mai mult de exercițiu? Mult mai mult de exercițiu. Știe din punctul bine. Meu de vedere, da. Că sunt jucători talentați care sunt limitați la un anumit, se limitează la un anumit nivel, însă sunt jucători care nu au fost atât de talentați, dar prin muncă au reușit să depășească. Într-adevăr, când găsești un jucător care le combină pe amândouă, atunci sunt super jucători. Deja ajung la un nivel foarte mare. Dar semnalele de la cei care te urmăresc și scriu, nu, de la cei care scriu, cum sunt? Adică văd, pun în practică imediat, a doua zi, a treia zi, da. Care este modul lor de a continua ce le transmis tu? Bucuria mea, după cum ți-am spus, este una foarte mare pentru că îi văd că exersează. Îmi trimit, pentru că eu le și spun ca feedback, ok, bun, spui că exersezi. Trimite-mi niște filmulețe, că eu le răspund pe toate platformele sociale, le răspund la fiecare comentariu și atunci îi rog, ok, trimite-mi pe platforma socială X, filmulez cu tine că ai exersat, să văd, că ai spus că te-ai îmbunătățit. Bine, arată. Și îmi trimit și am pot să-ți arăt mii de filmulețe pe care mi le-au trimis copiii, că au exersat și au reușit să-și îmbunătățească abilitățile. Am chiar un filmuleț când un copil bate lovitura liberă și în loc de zid a pus balos de paie. A spus că n-am zid și a pus balos de paie. Uh-huh. Și atunci am zis, dacă copilul ăsta a reușit să bată lovituri libere și a găsit niște soluții să facă un zid din balos de paie, atunci... Auzi, nu vreau să te supăr sau să spun că proiectul e sub o formă sau alta în neregulă. Dar ai văzut că lumea pune accent pe tot felul de licențe, categorii și atunci, mă rog, tu nu ceri nimic în schimb. Aici e cu dus întors. Adică de ce ar avea lumea încredere în tine? Asta era ideea. Aici ai licență pro, ai licență A, de ce te-ar urmări lumea? Păi uite să spun un lucru pentru care cred că ar trebui să mă urmărească lumea, pentru că eu la început am fost un jucător care nu știa să lovească mingea. Uh-huh. Deci eu sincer și colegii pot spune cu siguranță, eram un jucător care lega și deposeda foarte bine. În rest, să mă ierte Dumnezeu, cu mingea nu prea l-aveam. Cum spunea dregătatul Didi Prodan, bați bine autul și stai bine în zid. Da, adică da. Pot să joci, de exemplu, eu am jucat până la nivel de Liga 3, dar pot să joci până la nivel de Liga 3. Hai să zic că dacă mai înveți câteva lucruri, poți să joci până la nivel de Liga 2, Liga 1 chiar. Mm-hmm. Dar dacă tu nu știi exact ce trebuie să faci în momentul în care trebuie să lovești mingea, cum să conduci mingea, cum să conduci mingea în viteză, să schimbi o direcție, să schimbi direcția de deplasare și să faci lucrurile astea din automatism, ca în spate, în creier, să se întâmple lucrurile care trebuie să se întâmple. Adică să vezi poziția coechipierului tău, poziția adversarului, cum se poziționează portarul și de atunci poți să iei o decizie mult mai bună. Pentru că asta face diferența între jucătorii, părerea mea, repet, asta face diferența între jucătorii de top și jucătorii care sunt la un nivel mai jos. Deci cei care nu vorbesc ar trebui să afle că te găsesc pe internet, pe, mă rog, pe YouTube, nu? Pe YouTube, facem reclamă, acum nu știu dacă am voie, n-am voie, asta e, mă duc la caserie până la urmă. Dar altfel îl aduceam degeaba pe acest om, adică îl găsiți, dar nu vă pot spune unde îl găsiți. Nu costă nimic într-o primă fază, după care dacă vreți profunzime să descărcați aplicații sau ce are el pe acolo... Să la tine, ca intermediar. Nu, la el, nu sunt intermediar. Dar văzând ce face el, sigur, din punctul meu de vedere e o chestiune foarte, foarte interesantă și benefică. Școala de fotbal este foarte delicată. De ce? Pentru că ea se bazează, logic, pe investiții, pe taxe, că altfel nu poți să plătești salarii, echipament și așa mai departe. Programe. Programe. E, în momentul în care tu aduci cât mai mulți copii, ai cât mai mulți bani. E logic. Dar din copii aia, poate 80% nu sunt valoroși. Dacă îi dai afară, îți pierzi subzistența. Aia e diferența dintre pasiune și afacere, din punctul meu de vedere. Dacă e pasiunea ta și poți să investi pe copiii respectiv anumite lucruri, pot să ajungă copiii respectiv la un nivel mai înalt. Dacă e afacere, te interesează doar să vină banul. La tine, deocamdată, e pasiune. La mine e pasiune și eu lucrez de luni până vineri, deci nu îmi câștig existența din YouTube, dacă cineva vrea să întrebe asta. Și consider că trebuie să le ofer toate informațiile pe care eu nu le-am avut. Și nu am avut o informație să-mi spună cum trebuie să lovești mingea corect. Îmi spunea, trage la poartă.
Sau ai n-ai mingea, dă-i la poartă. Trage, la poartă. Păi cum să trag la poartă? Explică și mie mișcarea. Păi pendulează, pendulează. Păi cum să pendulezi? Tu viața... Ce, faza a doua a proiectului care, dacă există? Adică a te dezvolta unde sau cum? Bine, sunt eu când am început proiectul, am muncit un an înainte, în 2018, să practic să-mi stabilesc un proiect clar pe 5, 10, 15 ani. Îmi propun ca în 10 ani să pot să mă întrețin sau 5 ani să mă întrețin din... Deci ca Hagi, pe termen mediu și lung, adică nu ești cu rezultate... Adică trebuie să ai răbdare din punctul meu de vedere, pentru că dacă tu oferi plus valoare, întotdeauna o să se întoarcă la tine. Mai devreme sau mai târziu, dacă tu oferi plus valoare în tot timpul și pe cineva ajuți, cu siguranță mai devreme sau mai târziu o să se întoarcă la tine, sub o formă sau alta. Interesant. Și de asta, adică mă întrebai tu de faza a doua, bineînțeles am scris o carte... Am în dezvoltare un program de pregătire pe 7 zile pentru îmbunătățirea tehnicii și controlul balonului în viteză și de acolo o să plece și academia de pregătire individuală, bineînțeles. Succes! Și noi te încurajăm, te susținem, mai ales că e un proiect pro bono în momentul ăsta. Da, adică... Nu facem reclamă nimănui, nu ne luăm noi din publicitate sau publicități ceva. Sincer, e strict o chestiune educativă. Da? Și dacă nu faci reclamă unor astfel de chestiuni, nu știu cui și când faci. Încercați de fiecare dată să asimilați mesajul pe care îl trimit în fiecare video. Fiecare video postat pe canal are un mesaj pe care trebuie să-l rețineți. Acum, cu ocazia împlinirii, să spun așa, a 50.000 de abonați, aș vrea să-mi lăsați în comentarii mai jos aici cu ce v-am ajutat eu și dacă v-au ajutat sfaturile mele. Chiar sunt curios câte comentarii o să primesc la acest video. Vreau să lăsați în comentarii aici mai jos cu ce v-am ajutat eu în mod special și dacă v-ați îmbunătățit abilitățile fizice, tehnice sau mentale. Da? Chiar sunt curios câte comentarii o să primesc. O să vă răspund la toate. Așadar, scrieți mai jos aici. La fiecare comentariu o să vă răspund. Întrebați-mi acolo ce doriți voi și spuneți-mi ce abilități v-ați îmbunătățit. Așadar, nu uitați să vă abonați la canalul meu pe butonașul cel mic roșu de aici de jos, să dați un like la acest video și să lăsați în comentarii exact ce v-am rugat mai devreme, ce abilități v-ați îmbunătățit cu ajutorul canalului Improve Football. Așa că, până data viitoare, nu uitați cel mai important slogan. Exersează, exersează, exersează! Bye!